Șoferul implicat în accident spune că s-a asigurat înainte de a rula în marș arier. A văzut-o pe femeie pe trotuar, dar nu a putut anticipa că aceasta urmează să traverseze. Abia când a lovit-o, și-a dat seama ce s-a întâmplat de fapt. Dând înapoi, am atins o doamnă. De trecut, uitându-se, doamna spunea, am martor că se uita într-un portofel, mi-a atenție, doamne, și am atins-o pe doamnă. Nu ai văzut-o? Eu am văzut-o pe doamna pe trotuar, dar văzând că merge mașina în spate, n-am crezut că doamna trece în spatele mașinii. Era atentă, se uita în portofel. Atentă, doamna, da. A fost lovită grav? Nu. Am atins-o cu portbagajul. E la spital acum? Da. Polițiștii de la serviciul rutier au demarat o anchetă, în urma căreia se va stabili exact cui aparține vinovăția, dar și ce sancțiuni urmează să fie aplicate șoferului implicat în accident. În intersecția străzii Traian cu strada Dimitrie Cantemir, un conducător al autoturismului Mercedes a făcut manevra de întoarcere cu spatele, mersul înapoi și nu s-a asigurat în momentul în care o persoană de sex feminin traversa de pe un trotuar pe celălalt, fapt pentru care a atins-o, aceasta a căzut pe carosabil și în urma leziunilor a fost transportată la Spitalul Județean pentru investigație. A traversat prin loc permis pietonul? Pietonul a traversat pe la colțul intersecției, nu era marcat cu trecere de pietoni. Femeia accidentată a fost transportată la spital cu ambulanță, iar acum se află în afara oricărui pericol.